Hai de bună și ne auzim la un nou video. Astăzi am zis că să testăm împreună ceva produse de make-up pe care le-am mai achiziționat așa în ultima perioadă, dar am deja partea de bază, de fond de ten, cremă cu protecție solară, pudră, astea le-am aplicate, pentru că practic aici n-am testat absolut nimic nou și le-am folosit pe acestea de la Oriflame, fondul de ten Everlast Sync, pe care mai am puțin și-l termin, și la fel și corectorul din aceeași gamă. Iar ca pudră am folosit-o pe aceasta de la Maybelline, Fit Me, care mai este ok, dar nu pot să zic că este favorita mea, pentru că pe tenul meu o simt uneori așa puțin prăfoasă, nu știu, o simt ciudățică. Dar ea este ok. Acum, na, depinde de cum și în ce fel ne obișnuim și o simțim. Este ok, adică nu este o pudră care să nu mi se potrivească absolut deloc, doar că prefer cumva texturile, o idee mai, nu știu, să nu se simtă așa prăfoasă. Oricum, după ce dau cu spray-ul de fixare, atunci este ok, nu mai simt în felul acesta și nu știu ce, am impresia că stă camera asta așa într-o parte. Ok, bun, și am lăsat restul de ten nefăcut pentru că vreau să testăm împreună produse luate în ultima perioadă, palețele, ce mai am pe aici, telecomanda, nu, pe aia nu testăm, palețica aceasta de la Essence, mascara, ruj din ăsta fixator de sprâncene și vreau să vă vorbesc, o să testăm aceste două pensule astăzi împreună, pentru că pe ele nu le-am folosit până acum. Dar în schimb am folosit aceste pensule din setul de la Rivier, pe care vi-l arătam atunci în unboxing că mi le-am luat. Din tot setul acela de 10, le-am păstrat doar pe acestea 3, pe cel de celelalte nu m-am atins, sunt noi nouțe aici în sertar și o să le păstrez pentru, nu știu, un cadou, un giveaway, vedem. Asta pentru că în momentul când m-am uitat mai atent așa la ele, mi s-au părut că sunt cam toate la fel. Ca pensule în sine, ele sunt bune, adică cel puțin astea 3 pe care eu le-am folosit sunt super bune. Am folosit pensula aceasta pentru pudră pe zona ochilor, pe aceasta pentru highlighter, pe aceasta pentru partea de pleoape de farduri. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-au spălat și super bine. Nu mi-au picat per, cel puțin la spălat. Le-am spălat la aparatul acela de le învârte, de le amețește. Și vedeți că sunt ok. Din punctul ăsta de vedere, sunt ok. Dar așa ele, când m-am uitat la toate odată, păreau cam toate la fel. Așa că am zis că ok, îmi păstrez doar 3-4 dintre ele și uite, s-au nimerit să fie 3, iar pe restul o să le pun să le dau și părul meu văd că are personalitate pe ziua de astăzi cu această bentiță, nu vrea să stea absolut deloc. Bun, hai să o să trec pe partea de sprâncene și vreau să folosesc această palețică de la Essence care îmi place super mult și în care n-am nimic de sprâncene, acum îmi dau seama. Minunat! Da, stați să mă orientez ce folosesc eu pe sprâncene. Cred că o să folosesc kitul pe care îl am, pentru că nu știu ce trăiam cu impresia că pot să folosesc acolo ceva. Dar, în fine, așa că hai să las vorbăra aia și să fac repede partea de sprâncene, că vreau pe fixator. Dar, sincer, eu chiar nu m-am uitat că n-are un fard din ăsta care să se potrivească și folosesc kitul de la Catrice și uite și tu ce pensulă am luat. Hai că sunt bine. Hai că sunt bine. Sunt super, super bine. Încerc să nu pun foarte mult fard din ăsta pentru că, nu știu, nu-mi place să fie foarte evidențiate. Îmi plac așa să fie efectiv naturale, dar să stea fixate acolo și vin doar cu puțin fard în ultima perioadă. Aproape nu știu dacă se observă ceva mare diferență între mai devreme și acum. Iar apoi, asta vreau să testăm din cele pe care mi le-am luat în unboxing-ul de la Rivier, dacă am două erau acolo. Vreau să-l încerc pe acesta de la Catrice Lash and Brow Designer. Deci aparent merge și pe partea de gene. Și stai așa că e închis bine. Ce face mare sigiliu? Gata, hai că am reușit. Pentru că cel pe care l-am eu acum se cam termină și pot să-l încerc. Va, ce tare! Eu acum am văzut cum are pensula.
Deci are pensula asta care este pentru partea de gene și are pensula asta care e pentru partea de sprâncene. Deci, sincer să fiu, eu nu văzusem chestia asta când l-am comandat și nu știu, hai poate îl folosim și pe gene puțin ca bază să vedem dacă face ceva. Văd că aici, ok, văd că se simte așa puțin tare. Deși, sincer să fiu, cam de mie cu virgulă cum să-l folosești și pe gene și pe sprâncene, pentru că în momentul în care îl folosești pe sprâncene, clar se murdărește. Mie a zis că îmi place să dau întâi partea de pudră, pentru că vreau să fixeze și ea. Am văzut, acum nu știu cum e corect, cum nu e corect, am văzut de multe ori dat întâi partea asta de fixator și apoi venit cu creion, pomadă, pudră, chiar nu știu, sincer să fiu, care e varianta mai corectă. Eu așa m-am obișnuit, au, și așa funcționează la mine, așa că în continuare să le folosesc așa. Da, văd că fixează acolo. Pare a fi ok și treaba. O să vedem. Să mai văd cu ea în timp, dar așa la un prim test chiar pare ok. Și hai să trecem la partea de ochi, unde nu am o nuanță de alb, de știți că îmi pun eu de obicei pe partea de pleoape, dar în ultima vreme m-am cam obișnuit și fără. Era așa o obișnuință, o chestie în capul meu. Și cred că o să vreau să folosesc acest fard pe tot pe partea de pliu. Apoi, nu știu, mai vedem. Cred că o să-l folosesc pe acesta, cu acesta. N-am nimic, absolut nimic în cap cum și în ce fel vreau să folosesc și stau să-mi iau eu partea de pensule mai aproape aici, așa, lângă mine. Stai că s-a luat super mult și nu știu cum să fac să vedeți și voi ceva și să văd și eu ce fac. Cred că o să las paleta jos cel mai bine. Cert este că văd că e pigmentat. Deci de pigmentat, chiar văd că e pigmentat, se vede așa deodată. Mi s-a pus acolo produsul, dar văd că e puțin prăfos așa în paletă, dar pe ten văd că în momentan, cel puțin nuanța asta de roz, nu pică, ceea ce mă bucură. Este o paletă așa simplă, nu zic eu că e bună și de călătorie, o să vedem, acum sper să fie bună și calitativ, pentru că are și parte de blush și highlighter și desigur pe mine m-a atras și ambalajul roz, în fine, mai vorbim noi despre chestia asta cu după ambalaj, dar oricum, mi-a plăcut și ce era înăuntru și chestii simple și basic pe care eu le folosesc. Apoi, dacă folosesc fardul acesta, care mi se pare mie puțin clipi așa. O să-mi pun creionul acesta stick fard de la Oriflame, pe care cu siguranță, dacă ați mai fost pe aici, știți despre el, că îmi place să-l folosesc pe post de bază. Cel mai sigur pentru faptul că eu folosesc genul de pe toată pleoapa, genul de farduri metalice, sidefate, nu știu, îmi place să fie acolo ceva, nu neapărat nu sclipicios, ceva shiny. Nu prea cred că am avut tot make-up-ul ochilor mat. Acum stau și mă gândesc dacă l-am avut vreodată, sincer, să fiu pe tot. Cred că l-am avut, că am mai încercat așa. Și o să iau pensula, desigur, din aceeași colecție de la Essence cu Teddy. Stai că uit mereu cum îi spune. Hugs and Teddies. Și să vedem și de capul ei ce este. Nu dau seama dacă fardul ăsta se ia mai greu sau... Nu știu, aici mie îmi pare roziu, pe pensul îmi pare gălbui. Ok. Hai să vedem care-i treaba, că nu înțeleg. Nu dau seama care-i treaba. Nu cred că mă ajută pensul ăsta prea mult pentru genul ăsta de fard. Ba nu, el este mai gălbui. Stați-a. Ia uite, mă uitam în carton. Deci, chestii din astea puteți să vedeți la mine foarte, foarte, foarte des. Văd că se aplică ok cu partea de deget. Eu nu prea sunt adepta aplicat farduri cu degetul, sincer, să fiu. Adepta, adică nu-mi place, deși ele se aplică totuși mai bine, cel puțin, uite, la ăsta. Și văd că, da, nu știu, ceva stric pe aici. Vedem la final ce iese și ce am de reparat. Ce-i drept, da, se aplică mai bine. Nu cred că este fardul meu favorit în acest moment din paletă, dar pare așa puțin duocrom. Nu știu, eu îl văd în oglindă
Într-o parte mai gălbui, uite, dacă mă uit așa, aici îl văd gălbui, dacă mă uit așa, îl văd roziu. Deci pare a fi cumva duocrom. Ia, hop, hop, hop. Și cred că o să vin eu și cu un alt fard să aranjez pe aici, pentru că nu mi-a gustat. Dar cred că o să folosesc chiar blush-ul, sinceră să fiu, care așa o tentă Rosalief. Vai, Doamne, și cât am luat. Cred că chestia asta o să fie prea multă. Dar pare că se așează pe aici. Deci, da, nu, mă, s-o să fie genul de machiaj, am zis, nu. Eu de obicei când mă apuc să fac clipuri cu make-up, a zis că n-am în cap așa prea mult o idee ce vreau să fac. Și vedem la final ce iese. Ok. Pare așa totul foarte roșu la fel. Da. Hai că o să vedem. A, da, și am chestia asta de la Avon. De-mi curăță pensulele pe ea, mai ales între culori, care îmi place super mult. Și chestiuța asta chiar mă bucur că am luat-o. Își merită toți bănuții. Am văzut că încă se mai găsește în catalog, nu știu, undeva la 20 și ceva de lei, cam pe acolo. Se găsește și la Sephora, doar că cea de la Sephora, personal, sincer, mi se pare mai scumpă. Mult mai scumpă. Așa că practic fac cam toate la fel, mers pe cea de la Avon. Bun, și cred că să nu mai insist, eu o să rămân așa cu un make-up roz, da. Astăzi avem un make-up de primăvară foarte roz. Primăvară nu avem, cel puțin în ziua în care filmez eu. Sper că până în ziua în care o să postez acest video, poate să avem și primăvară. Și hai să mai încercăm puțin pensul asta. O să vin și pe pleapa inferioară și o să vin, cred că, spre colțul intern, tot cu nuanța de blush. Iar spre cel extern o să întind eu coarda, să vin cu nuanța aceea mai închisă, să vedem ce iese. Și acum văd că trebuie să șterg puțin aici, că nu știu ce mi-am întins și cum am făcut. Stai că am înțeles ce se întâmplă. În momentul când am pus cu degetul, nu știu dacă se vede acel fard, mi-am pus puțin și aici pe lângă, mi-am pus puțin și aici pe lângă, dar ia uite, iar mă uit în carton. Așa că o să vin, ok, văd că se ia foarte simplu, ceea ce e bine, sinceră să fiu. Iar o să-mi iau eu pensula mea de detaliu și anume pe asta de la Oriflame, pe care o ador. Și o să vin puțin și cu nuanța aceasta pe pleapa inferioară și suflu puțin că văd că pare pigmentată. Știi că mi s-a schimbat așa toată lumina pe aici. Așa. Și o să vin puțin aici să închid. Da, hai că pare mai ceva mai bine. Altă viață. Da, ce pot să zic până acum despre această paletuță? E simplă, e basic. E o paletuță, bine, nici n-a fost foarte scumpă, nu știu, nu mai știu cât a fost. V-am spus în videoul de unde am luat-o pe când am făcut unboxing-ul de pe Rivière, dar până în 40 de lei sau 40 de lei undeva pe acolo. Este, adică pentru ceea ce folosesc eu, da, am toate nuanțele, cred că acum, na, o să mai mă joc eu cu ea, să văd ce și cum, dar pentru un machiaj așa drăguțel de primăvară și cu nuanțe de roziu, da, asta se întâmplă cu ea, că este în paleta mea de nuanțe, dar totuși cred că ăsta nu o să fie chiar fardul meu preferat. În schimb, celelalte, ce am folosit, cel roz, acesta și blush-ul pe post de fard, că de ce nu, îmi place cum s-au așezat aici și este un machiaj așa cu totul roziu. Bun, hai să trecem, să îmi curețe întâi pensula și pe asta. Și hai să trecem la partea de mascara, pentru că sunt eu super curioasă, chiar m-am uitat ce vreau să desfac pe acolo, dar sunt super curioasă de acesta, Lash Changer de la Catrice, despre care, stai să-i scot eu eticheta asta întâi. Și unde? Aici o chestiuță despre care sunt super curioasă și vreau să-i văd și periuța, pentru că pe live nu i-am văzut-o. Ok, este tot din aceasta mai brăduță, așa cum îi spun eu, și ea ar fi și pentru volum, deci este nuanța 010 Ultra Black with Hyaluronic Acid.
Și zice că este mascara pentru volum. Și sincer vă spun, sunt super curioasă de ea de când am luat-o, pentru că nu mai știu pe la cine și pe unde am tot văzut-o lăudată, dar mi-a atras și atenția și cu acid hialuronic și că este... Acum că de volum, de alungire, pentru mine este ok. Nu, am și volum pe partea de gene, sunt și genele mele lungi, deci na, n-am nevoie de ceva care să facă chiar minuni din punctul acesta de vedere, dar wow! Și n-am aplicat decât un strat. Ia să vedem și pe partea de gene. Stai, am un fir de păr. Puțin frică să vină așa odată, buf, din prima, că mie să nu clipesc când mi-e lumea mai dragă. Pentru că, hei, se mai întâmplă asta. Deci, nu știu, de fapt, nu știu, se observă diferența între acesta și acesta. Wow! Wow! Chiar îmi place mascara asta. Și am aplicat efectiv un singur strat. Deci chiar este posibil să vedem și cum rezistă, dacă se întinde și chestii de genul, că este posibil să devină una din mascara preferate. Adică cel puțin acum, la o primă testare, că despre asta o să fie acest video, despre first impression, la aceste produse, chiar sunt super. Ia să vedem. Deci îmi place. Deci îmi place. Să mine să clipesc iarăși. Și îmi dau seama în momentul când mă dau cu mascara, nu prea vedeți absolut tot, dar la cât de chioare sunt, efectiv, altfel nu prea am cum. Nu am altă poziție. Wow! Wow! Wow, 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 me gusta. Și sincer să fiu, nici nu mai aplic un al doilea strat pentru că o să rămână așa make-up-ul natural. Da, îmi place. Ca first impression, îmi place. Bun, oricum o să mai vorbim pe la final despre, să mă am ajutat și eu mai bine, despre toate. Bun, acum am o mare dilemă pentru conturarea feței. Am aici ambele produse. Pe el eu l-am mai folosit, știu cum este, îmi place super mult pentru prețul lui. 15 sau 16 lei a fost. De asta n-am băgat nici pudra banana, pentru că deja v-am vorbit despre ea că am folosit-o. Așa că o să încerc eu să îl folosesc pe acesta pe care nu l-am folosit. Și am așteptat să-l testez aici în video, dar l-am luat și pe el lângă mine pentru highlighter, care aș vrea să pun. De fapt, se usce puțin mascara și sper să nu uit, vreau să pun în colțul intern puțin din acel highlighter. Hai și hai să intrăm pe partea de contur cu acesta de la Revolution Sculpt and Glow, de care vă spuneam eu, mi l-am luat de la Madrid, asta pentru că am tot căutat să îl găsesc, să-l testez, să văd exact nuanța aceasta cum este și nu îl găseam, așa că în format fizic, pentru că așa pe site-uri îl găseam, dar nu-mi dădeam seama de nuanță și dacă tot l-am găsit acolo, am zis că ok, am avut și testă și tot mi-a plăcut, l-am luat și o să aplic eu foarte puțin, pentru că știu că e pigmentat și uite că deja se vede și abia dacă am atins pensula de produs. Îmi place că este o nuanță mai închisă și o tentă așa rece. Nu este nici recele acela foarte, foarte rece, pentru că ăla mie personal nu-mi prea place. Dar e, nu știu cum să zic așa, un rece spre cald, spre care sens ce zic, și eu întotdeauna vin desigur și pe zona aceasta. Nu aplic foarte mult pe partea de contur, cred că ați mai văzut asta pe la mine, pentru că nu vreau ceva foarte accentuat, doar așa acolo puține umbre să fie. De asta pe mine cred că pudrele astea de contur mă țin o viață. Bine, cu excepția celui de la Oriflame de care am abuzat și l-am folosit super, super, super mult. Și...
Ia uite-l. Și încă blânduiesc la el. Mi-a gustat. Bine, îmi dau seama că pe partea asta nu prea, cred că vedeți voi foarte bine, dar lumina mea e de așa natură, plus că este și foarte înorat. Pentru că de ce? Ar fi primăvară cu soare. Este primăvară cu nor. Dar da, asta îmi place. Îmi place super mult. Și nu regret că am așteptat ceva să-l achiziționez. Apoi aș vrea să folosesc eu pe postul de blush și să încerc pensulica aceasta. Să folosesc blush-ul și highlighter-ul de aici din paletica de răcucică. Asta pentru că, hei, până la urmă am zis că o testăm întru totul. Hai să testăm întru totul. Și o să iau foarte ușor cu o parte. Ia să vedem, uite, că se ia așa. Și stai să văd cumva. Opa, crească paletica. Hei, nu vreau asta. Este foarte pigmentat. Nu știu cum se vede la voi, dar este foarte pigmentat. Dar genul ăsta de pensulă, văd că nu cred că mă ajută foarte mult pe blush. O să iau pe asta pe care am folosit-o și ar trebui să o spăl. Dar, momentan, o să vreau să întindem, să așezăm chestia aici. De ce zic eu că genul ăla de pensulă pe mine nu prea mă ajută foarte mult pe partea de blush? Mi se pare mai mult pe... Iar mă uit aici. Deci, sincer să fiu, dacă avea o oglindă aici, cred că era perfect. La câte ori m-am uitat eu numai azi. Dar, uite că se vede că este super pigmentat. Pensula aceea, eu mai mult, pentru că o mai am și pe cea din colecția Coffee, de, nu știu, anul trecut, acum 2 ani când a fost. Eu o folosesc mai mult pe partea de highlighter. Mă ajută mai mult decât pe partea de blush, pentru că mi se pare, nu știu cum e forma aia ei. Nu mă înțeleg eu, deși ea săracă ar fi bună, dar nu mă înțeleg eu. Și totuși aș vrea să vin puțin cu pensula de pudră pe aici, să mai așez, că mi se pare ceva foarte primăvăratic, roșiatic, rozaliu în obrajii mei. Măi, da, să știți că e fain, adică chiar îmi place. Și uite, dacă mă uit acum așa, chiar îmi place. Drăgu. Așa, bun. Și acum o să iau pe ea să folosesc highlighterul din palețică, care sper eu să fie drăguț. Și cred că am pus cam mult. Dar vedem imediat. A, este genul ăla de highlighter mai rozaliu, așa. Eu mai mult genul ăsta de nuanță îl folosesc vara, când am tenul bronzat, dar în același timp, sincer, sigur că mi se pare o nuanță foarte drăguță de a o folosi pe post de far. Deci nu știu de ce am vaga impresie că asta o să fie o paletă bună pe care să o iau și pe post de far de la mine. Și pentru blush, că pentru highlighter... Nu prea este genul meu acest highlighter. Dar în rest, toate chestiile sunt. Așa că... Hai să încercăm o chestie. Sper să nu fie o foarte sclipicioasă. O să folosesc și highlighterul de aici. Dar o să pun foarte puțin, că asta este super sclipi. Super sclipi. Asta e o nuanță pe care o folosesc mai mult în perioada asta. O vai. Celălalt, sincer să fiu, este ok, dar nu am ce. O să rămân așa cu un highlighter mai roziu, pentru că ăla a venit și s-a fixat deja prea bine, dar o să vreau totuși să mai dau cu puțin cu pensula de pudră, să așezăm aici treburile. Și hai că am zis că vreau să pun și puțin fard în colțul intern, deși am eu vreo pensulă aici pentru el. Hai că o să încerc să o folosesc pe asta, dar fard iluminator și o să-l pun pe ăsta de aici, pentru că știu că este foarte finuț din punctul ăsta de vedere. Și că nu o să fie o chestie foarte de beculit. Nu știu dacă se vede aproape acolo, dar este genul ăla foarte chiar finuț și subtil și uite aici cred că se vede o idee mai bine. Și gata. Și pe partea asta, deci rimelul în continuare. Rimelul. Wow, mi-a gustat mucho. Bun, iar pe buze o să aplic, nu mi-aplic contur, vreau să văd cum se comportă fără contur. O să mi-aplic acest lip tint waterproof
Ultimate Stay de la Catrice. Eu l-am în nuanța, zice că este transfer proof, l-am în nuanța 050 BFF. Tot așa l-am luat din Madrid, din magazin, deci nu știu sincer la noi dacă l-am văzut sau e pe ceva site-uri. Și nu înțeleg eu de ce este închis. Este închis, este... Nu este așa în color. Nu înțeleg ce ar trebui să facă. Astea nu aveau testere și erau sigilate. Deci deschis nu a fost, că l-am desigilat eu acum. Ia stai. Uite mai, că începe să aibă o nuanță. Nu este chiar nuanța de aici, de pe ambalaj, dar pare că după ce îl pui pe buze, începe să aibă o nuanță. Uite, începe să ia cumva pe nuanța buzelor. Ok, o să-l mai lăsăm puțin, mă dau și eu cu sprayul de fixare și revin să vorbim puțin despre aceste produse. Sau de fapt nu, ia, hai să-l mai lăsăm puțin să vedem ce se întâmplă aici și îmi dau după aia cu sprayul de fixare și îmi dau și bentițajul și să vedem. Bun, ca o idee așa pe partea de produse ce am testat astăzi, desigur, mascara Lash Changer, deci pot să zic că first impression o ador, deci îmi place, îmi place ce văd și ce și cum a lăsat genele. Uite ăsta pe eu, ce fain e, nu se mișcă nimic, da, și de el pot să zic că îmi place. Lash Brow Designer de la Catrice, produsul de sprâncene. Cu lip tint ăsta mai așteptăm puțin că nu, tot nu înțeleg eu ce se întâmplă aici. Pudra, paleta de contur, aceasta, îmi place super mult nuanța asta, deci chiar conturează foarte fain și mi se potrivește. Highlighterul o să-l mai testez eu, pentru că nu-mi dau seama așa când am făcut swatch acolo la tester, mi-a plăcut, dar încerc să-mi dau seama pe cum s-a contopit acum cu celălalt, dar n-ai fi o părere chiar care să-mi spune ceva, sincer să fiu. Pensulele sunt ok, doar că asta pe farduri din astea mate am văzut că se comportă bine, pe ăla duochrom a zis că nu prea, și asta pentru highlighter, eu pentru altceva nu aș, personal nu aș folosi-o. Și palețica, că na, pe ea am folosit-o cel mai mult, Essence Hug and Teddy's Eye and Face, mai pot să spun că îmi place. Cu excepția acestei nuanțe duochrom, care ar trebui, am zis că m-am chinuit, am aplicat-o și așa cu degetul, asta mi-a plăcut cum s-a așezat, asta mi-a plăcut cum s-a așezat. La swatch am văzut când am făcut swatch că și astea au fost foarte ok. Blush-ul îmi place, îmi place super mult și pe partea de ploape, cum s-a venit și s-a așezat, și îmi place și pe partea de pomețe, este foarte pigmentat. Iar highlighterul nu este nuanța mea de highlighter pe care aș folosi-o așa chiar întru totul, ci mai mult atunci când sunt bronzată, dar este o nuanță pe care pe post de fard aș folosi-o. Deci, în concluzie, palețica, pot să spun că, o să vă spun că îmi place și ea. Și asta văd că s-a uscat. S-a uscat și a luat așa o nuanță naturală a buzelor. Deși el... Ia uite. Nu știu dacă vedeți. El pare așa puțin gălbuin. Măi... Ce pot să zic? Cum se vede acum îmi place. O să mai văd. Îl mai folosesc și mai vedem. O să ne mai auzim cu siguranță cu el în clipuri. Și hai să-mi pun și eu spray de fixare și să-mi desfac părul și să ne auzim așa mai de aproape, mai așezat cu partea asta de make-up. Bun, și acesta ar fi și make-up-ul la lumină naturală așa mai înorată. Nu știu cât. Ba da, uite că se vede. Deci îmi place ca make-up de primăvară, chiar îmi place și ăsta pe buze. Văd că a luat, chiar a luat așa nuanța buzelor.
Bun, ce pot să vă spun? Sper că v-a plăcut acest video, acest, să zic așa, testare de produse, first impression. Chiar mă bucur și eu că am reușit să-l fac, că nu știam dacă o să reușesc să-l fac și chiar mă bucur că am reușit să-l fac, că vreau să folosesc desigur și produsele. Și, mamă, cum se vede, nu știu cum eu văd așa aici foarte acceptată, dar, ce pot să zic, da, îmi place cum se vede. Bun, sper că v-a plăcut, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup, pa, pa!